Родители учеников, которые вынуждены учиться во вторую смену, потребовали объяснений в примарии. Деши промицендуни, копынала ваканса де там, проблема сева резолва, проблема сета рагонязы, ще врем при на ачасты ședințe să responsabilizăm reprezentanții primării pentru a uni carul din loc. Retrăiesc copiii, vin noaptea de la școală. Sunt probleme cu toate activitățile extrașcolare, sunt date peste cap. По словам вице-примара Руслана Кадряна, во время проведения тендера на ремонт в классах были допущены нарушения. La etapa precedentă, căietul de sarcină a fost făcut a iurea. Deci s-a făcut curea intenție de către direcția educației de sector. В контракте не указали, что строительная компания должна возместить ущерб, если во время ремонта крыши пойдет дождь. Dar asta a fost neglijența în serviciu al celor care au făcut căietul de sarcină, pentru că trebuia să privadă lucrurile astea. Nu putem acum să punem pe seama antreprenorului economic niște lucrări de care nu depinde el. Исполняющий обязанности генерального примара посоветовал родителям передать официальную жалобу в примарию. Vom face o investigație în baza petiției care va fi primită astăzi la primărie din partea părinților pentru a clarifica acest caz. Vom crea o comisie care va stabili cauzele, problemele. Дети ситуацией недовольны. И преагрел, но сейчас я сафару к приятелям, сейчас смогу на гитару или спорт. Nu-mi place deloc. E foarte greu, deoarece eu fac școala muzicală și eu toate planurile care le aveam pe seară trebuie să le transfer ori pe sâmbătă, ori duminică. Când mă duc seara acasă, un pic mi-e frică. Acesta este cabinetul de fizică care practic a fost cel mai tare afectat. Aici se simte un miros înțepător de igrazie, tencuiala cade, iar podeaua stă umflată. De asemenea, și o parte din utilajele necesare pentru experimentele de laborator au fost aruncate din motiv că au fost distruse de apă. Acum elevii fac orele de fizică pe unde apucă. Noi umblăm, câte lecții, atâtea seli schimbăm, deci și calitatea suferă. Vrem să ia ceva, o hotărâre rapidă, ca măcar să înceapă demolările, să scoată tot ce este dărâmat. Во время ремонта кровли столичного лицея имени Михаила Минеску пошел ливень. В результате 11 кабинетов на третьем и четвертом этаже оказались затоплены.